Să ne rugăm împreună. Doamne, Tată, Sfânt și Milostiv, care ne iubești mereu, noi am trăit în păcate de de tine și meritam pierzarea veșnică și mânia ta, dar ai avut o dragoste și o compasiune atât de mare și când noi nu te cunoșteam, ai trimis pentru noi pe singurul tău fiu, pe Hristos, l-ai făcut să poarte blestemul și judecata noastră în locul nostru și l-ai făcut să-și verse sângele atât de prețios prin care ne-ai curățat de toate păcatele noastre. Ca să nu fim condamnați, fără faptele noastre, tu ne-ai salvat prin acest mare har. Îți mulțumim mult! În acest loc suntem adunați cei mântuiți, care am primit mântuirea prin sângele tău prețios, pentru a lăuda marele tău har și pentru a învăța cuvântul. Pentru aceasta îți mulțumim! Te rugăm de asemenea și credem că ești cu noi în acest loc. Îngăduie harul necesar pentru fiecare dintre noi și, de asemenea, ajută-ne să înțelegem Cuvântul tău și voința ta Sfântă pe care vrei să o înțelegem. În această zi de sărbătoare, sunt frați care sunt cu familiile lor cu vecinilor, cu prietenilor, petrecând timp împreună. De aceea te rugăm ca și cu această ocazie să fie o oportunitate de a predica Evanghelia membrilor familiei, rudelor, vecinilor și prietenilor. Te rugăm să fie alături de ei, călăuzește-i în Coreea și în toată lumea, frații propăvăduiesc Evanghelia în dificultăți. Te rugăm să ai grijă de ei și să le dai harul necesar. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Haideți să căutăm în Biblie. Psalmii 116. Psalmii 116. Mai întâi vom citi versetele 8 și 9. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Versetul 12 Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine, voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Până aici. Astăzi este o zi de sărbătoare. Mulți frați și surori au plecat să-și vadă rudele. Așa că puteți vedea câteva locuri libere și, de asemenea, sunt frați și surori care au venit aici, la Seul, pentru a-și vedea rudele care locuiesc aici. Au venit în vizită după o lungă perioadă de timp. Așa? Se pare că nu au plecat prea mulți din cor. Au rămas pentru a putea cânta și astăzi. Vă mulțumesc mult! Noi cei mântuiți pentru rudele noastre care nu au fost încă mântuite ne rugăm foarte mult și de asemenea folosim această zi de sărbătoare nu încercăm doar să ne bucurăm de un timp bun cu rudele ci încercăm din răsputeri pentru mântuirea rudelor noastre folosim această ocazie pentru mântuire astăzi Vom medita împreună la următorul subiect. Data trecută, cu ocazia seminarului, mulți oameni noi au primit mântuirea și în alte părți ale țării noastre. De asemenea, în multe biserici au avut loc seminar biblic și astfel mulți au fost salvați. Și vom continua să predicăm Evanghelia pentru multe suflete noi, pentru ca să primească mântuirea și pentru aceasta ne rugăm. Așa că, pentru cei care au primit recent mântuirea, vom medita puțin la ceea ce este viața creștinilor mântuiți. Deci. În mod continuu despre această viață a celor mântuiți, viața normală, viața creștină normală a celor mântuiți, vom învăța. Astăzi, în special, vom învăța despre cum să răsplătim harul Domnului. Noi am primit harul mare și minunat al lui Dumnezeu și astfel am fost salvați, mântuiți. Am fost făcuți copii ai lui Dumnezeu și avem speranța certă de a merge în Raiul Veșnic. Deci, noi, ca și persoane mântuite, ce trebuie să facem? Trebuie să răsplătim pentru harul lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi are această inimă, așa că în versetele pe care tocmai le-am citit, Sunt scrise cuvintele Regelui David din vechime, și printre versetele pe care le-am citit, în versetul 8, pune: Tu mi-ai izbăvit Sufletul de la moarte, ochii din lacrimi, și picioarele de cădere. Domnul mi-a izbăvit Sufletul de la moarte, m-a salvat de la pierzarea veșnică m-a transferat de la moarte la viață veșnică și ochii din lacrimi. nu așa? Lacrimile se referă la tot felul de dificultăți, necazuri, dureri. Lacrimi de tot felul de tristeți, de tot felul de necazuri. El ne-a izbăvit și picioarele mele de alunecare. Așadar, picioarele noastre se duceau spre iad prin puterea diavolului a satanei, prin puterea diavolului era aproape să cădem în iad. Atunci, din această alunecare, mâna milostivă a Domnului ne-a izbăvit pe noi, Picioarele noastre. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Cei mântuiți acum, în țara celor vii, atâta timp cât trăim în această lume, da, voi umbla înaintea Domnului. Voi umbla înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a primi mântuirea, trăiam departe de Dumnezeu, întorcând spatele lui Dumnezeu, și eram ca oamenii lumii, urmând puterea Prințului, Văzduhului, a Diavolului. Urmând cursul lumii, după poftele firii pământești, potrivit poftelor trupului nostru, și astfel eram copii ai mâniei lui Dumnezeu. Deci, acum noi, după ce primim mântuirea, nu numai că suntem mântuiți, dar pentru tot restul vieții noastre, Dumnezeu ne însoțește, și ne ajută, atunci voi umbla înaintea lui Dumnezeu, în țara celor vii, înaintea lui Dumnezeu, trăim înaintea lui Dumnezeu, umblăm înaintea lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Aceasta este ceea ce trebuie să facem în timpul vieții noastre, în țara celor vii. Între cei mântuiți și cei nemântuiți există o diferență. Între cei vii și cei morți, între copiii lui Dumnezeu și copiii Satanei, între cei care merg în raiul veșnic și cei care merg în iadul veșnic, există o diferență. Deci trăim împreună în această lume, dar intențiile noastre, obiectivele noastre sunt foarte diferite de cele ale oamenilor din lume. Iar destinația este de asemenea foarte diferită. Versetul 12 spune: Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Noi mântuiți fiind, cum putem răsplăti toate binefacerile lui Dumnezeu pe care le-am primit? Harul pe care Dumnezeu ni l-a dat este atât de mare și de minunat. Iar cei care au primit acest har în inima lor vor să răsplătească de voie pentru acest har. Este ceva de la sine înțeles. Evident. Deci, dacă ați primit harul, dar nu aveți cum să răsplătiți pentru acest har, în acest caz este trist. Dar Dumnezeu nu numai că ne-a mântuit, ci ne permite să trăim în fața lui Dumnezeu pentru tot restul vieții noastre. Ne dă posibilitatea de a răsplăti pentru harul său. Și ne învață în detaliu cum putem răsplăti pentru harul său. Deci, cum putem răsplăti pentru harul lui Dumnezeu? Pentru tot restul vieții noastre, nu trebuie să ne facem griji cu privire la lucrurile din lume. De exemplu, ce vom mânca, cum vom trăi mai bine, în schimb, trebuie să ne preocupăm mai mult despre cum putem răsplăti Harul lui Dumnezeu. Nu așa? De fapt, suntem prea slabi, prea neînsemnați pentru a răsplăti plinătatea Harului lui Dumnezeu. De asemenea, nu avem suficient timp pentru a răsplăti pentru Harul Său. Așa că, chiar dacă nu putem răsplăti întru totul, trebuie să ne dedicăm întreaga viață, restul vieții noastre, pentru a răsplăti harul pe care l-am primit. Acesta este scopul vieții noastre. Mai întâi de toate trebuie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu. Toate binefacerile lui față de mine, tot harul pe care ni l-a dat Dumnezeu este atât de mare, atât de nepătruns. Dintre toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, pentru a ne salva, ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Trebuie să ne gândim la asta. În Biblie am învățat mai multe cuvinte, dar de multe ori uităm cu ușurință. De exemplu, fără soare nu poate exista viața, deci trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne permite să avem un soare. Dar... Nu ne gândim prea des la astfel de lucruri, nu i așa? Că El ne dă toate cele necesare pentru a trăi în această lume. Dumnezeu. De asemenea, în faptele apostolilor, capitolul 17, versetul 24 spune: Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El el care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Noi trăim în lume prin harul lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu au fost create pentru om. Și de aceea, în Ieremia, capitolul 27, versetul 5, spune: Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place, adică omului. Așadar, în Univers, planeta Pământ este singurul loc în care noi, oamenii, putem trăi. Deci, Pământul este cel mai prețios loc din întregul Univers și este singurul loc în care viața înflorește. Și dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, omul este singura ființă care a fost creată după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Deci tu și eu, fiecare dintre noi, suntem atât de valoroși în fața lui Dumnezeu. Sufletul său este atât de valoros, după cum spune în Matei 16 cu 26. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Viața pe care a menționat-o Domnul nu se referă la trupul nostru. Viața de 70 sau 80 de ani și plantele au viață, evident și animalele. Cu toate acestea, animalele nu au duh. Așa că când mor, totul se termină. De aceea, în Eclesiastul spune că Duhul Omului se întoarce la Dumnezeu, pentru că are chipul lui Dumnezeu. În Eclesiastul 12 cu 7 spune până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Duhul pe care l-a dat Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu. Așa este scris aici, nu-i așa? Așadar, sufletul care valorează mai mult decât lumea pe care l-a menționat Isus se referă la Duh. Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în om. Astfel, în Psalmii 49 cu 20 spune, omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele care pierd. Omul are Duh, are chipul lui Dumnezeu, iar omul care nu-și dă seama de asta este ca un animal care piere. Animalele au fost create pentru om, toate păsările, peștii mării, toate fiarele pământului au fost date omului ca să le stăpânească. Iar omul a fost creat pentru planul și voia lui Dumnezeu, o ființă atât de valoroasă și de aceea am fost creat după chipul lui Dumnezeu. În Geneza este scris că Dumnezeu a creat toate lucrurile și apoi l-a creat pe om după chipul său. Acesta este un lucru foarte minunat, într adevăr. Dumnezeu l-a creat pe om ca obiect al iubirii lui Dumnezeu. Îi dă viața lui Dumnezeu. Îl face fiul lui Dumnezeu și astfel îl duce în raiul veșnic pentru a trăi veșnic alături de Om. Așadar, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui Dumnezeu pentru a l-face pe om asemenea lui Dumnezeu, asemenea lui însuși. Nu este minunat? Dintre toate lucrurile create, omul este cel mai de preț. De aceea, Isaia 49 cu spune, eu sunt prețuit înaintea Domnului. Eu sunt prețuit în ochii lui Dumnezeu. Așadar, lumea a fost creată pentru om. Dumnezeu a pregătit totul pentru om și l-a creat pe om după chipul lui Dumnezeu. De asemenea, în Psalmii 100 cu versetul 3, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Adică ne-a făcut trupul nostru, ne-a dat viață. În Psalmul 139 spune, Tu mai ai țesut în pântecele mamei mele. Cât de minunate sunt lucrările tale. Vorbind despre trupul nostru, pune că este foarte minunat. Nu poate fi conceput de la sine, fără puterea lui Dumnezeu. Toate organele corpului nostru au fost create de Dumnezeu. Este minunat, formidabil. Părinții sunt cei care m-au născut, dar nu ei m-au creat. Harul părinților este atât de mare Pentru că ei ne-au crescut Ne-au hrănit Dar Harul lui Dumnezeu este mai mare El ne-a dat suflarea de viață Ne-a dat Duh Eram departe de Dumnezeu În păcatele noastre Dar Dumnezeu nu a vrut ca Duhul Care are chipul lui Dumnezeu să ajungă în iad de aceea l-a trimis pe singurul său fiu, Dumnezeu întrupat. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, de aceea a fost necesar ca El să vină în lume și să moară pentru noi. Isus, care este Dumnezeu, Isus este Creatorul. El însuși și-a părăsit locul din cer, a părăsit gloria cerului și a venit în lume. Iar aceasta este ceva de neimaginat. A venit pentru a ne mântui. Dumnezeu a venit în lume, a luat trup de om și asta pentru ca noi să fim asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a părăsit locul din cer și a venit în lume pe umirul pământ, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a venit să ne salveze din lumea aceasta mizerabilă și să ne ridice la poziția înaltă, acolo unde este Dumnezeu. Deci, imaginați-vă cât de mare este acest har pe care l-am primit. Gândiți-vă la asta. Pentru a ne mântui, Dumnezeu a trimis în lume pe unicul său fiu născut, pe Isus cel Sfânt, cel care nu are păcat în el. A purtat toate păcatele noastre în trupul său. Și pentru păcatele mele a fost condamnat la moarte, ca cel mai nenorocit păcătos. Și pe cruce, fiind răstignit, a avut parte de o rușine atât de mare și și-a vărsat tot sângele său prețios. Și astfel ne-a răscumpărat din toate păcatele noastre. A învins puterea morții și a înviat. Și astfel ne-a dat o dovadă atât de puternică și ne-a dat viața de înviere ne-a făcut să ne naștem din nou ca și copii ai lui Dumnezeu. Faptul că suntem mântuiți este prin sângele vărsat al lui Isus. Și aceasta nu este singurul lucru pe care Dumnezeu ne-l dă. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 spune, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde vie. El a murit pentru ca noi să fim socotiți neprihăniți și a înviat pentru a ne da speranță vie, viață veșnică. Născut din nou din apă și din duh, apă se referă la dreptatea lui Dumnezeu, Iisus a murit pentru noi și a vărsat sângele și astfel ne-a curățat de toate păcatele noastre. Din duh se referă la duhul de înviere pe care Iisus ni l-a dat prin moartea sa, prin lucrarea sa. Așadar, apa și Duhul moartea și învierea, răscumpărarea și viața nouă. Astfel suntem născuți din nou. Așadar, pentru noi a murit, pentru noi a înviat și pentru noi s-a înălțat la cer, ca să ne ducă în împărăția sa. Deci, când unul dintre cei doi tâlhari i-a cerut milă lui Iisus, Iisus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în paradis. El ne mântuiește ca să ne ducă în paradis, în raiul veșnic. Și nu numai că ne mântuiește, ci și în timp ce trăim pe acest pământ, ne ocrotește, ne păzește, are grijă de noi. De aceea în Matei, capitolul 10, versetul 30, spune, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. De ce a spus așa? De asemenea a spus, nu se vând două vrăbii la un ban? Un ban este cea mai fără valoare monedă. Se vindeau două păsărele pentru un ban. Vrăbile erau așa de ieftine, așa de fără valoare. Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cu alte cuvinte, nu moare fără permisiunea lui Dumnezeu. Pentru că voi sunteți mai de decât multe vrăbii. Așa spune. Așadar, sufletul omului este mai valoros decât întreaga lume. De aceea a spus, până și firele voastre de păr au fost numărate. Niciunul dintre noi nu poate număra firele de păr. Deci, Dumnezeu îmi cunoaște mai bine situația mea decât mi-o știu eu însumi. De aceea este un imn, dar știu bine, mă încred în Domnul, eu sunt de acum a lui cu totul, răsplata de El promisă, mi-o va da când va veni. Cât timp trăim pe acest pământ, Dumnezeu ne protejează, ne ajută, pentru că Isus a murit și a înviat și ne-a trimis Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt ne face să înțelegem iubirea și harul lui Dumnezeu. În Roman 5 cu 5 spune, însă de aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt ne-a făcut să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Iar în 1 Corinteni 2 cu 12 spune, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Dumnezeu nu numai că ne face să înțelegem Harul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt locuiește în noi, este în inima noastră. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Trinitatea Dumnezeu Însuși este în mine. Hristos Însuși este în mine. Duhul Sfânt este în mine. Înseamnă același lucru. Data trecută am învățat despre cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru om, Duhul Sfânt. Am învățat că Duhul Sfânt este unul dintre darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este cu noi până la sfârșit. Și ne călăuzește în tot adevărul până când mergem în cerul veșnic. Ne ajută până când mergem în împărăția cerurilor. Ce părere aveți? Credeți în asta? Credeți asta? Noi credem că am fost mântuiți? Atunci, de ce să nu credem că Dumnezeu va fi cu noi cât timp vom trăi pe acest pământ? Trebuie să credem. Și dacă nu credem, vom avea multă durere și multe griji. De asemenea, el a spus că uitați mai întâi împărățirea lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De aceea nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Până când vom merge în raiul cel veșnic, Duhul Sfânt ne păzește, ne dă toate cele necesare, ne protejează și ne călăuzește. Iar în scurt timp, după aceea, pentru ca noi să putem intra în împărăția cerurilor, ne-a dat această speranță glorioasă, ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu și ne-a dat speranța glorioasă de a merge în raiul veșnic. Deci tot acest har este atât de mare, este atât de nepătruns, este atât de minunat. Cum putem răsplăti pentru el? De fapt, nu putem răsplăti în întregime. Pune chiar dacă nu pot răsplăti pentru harul iubirii sale, inima mea slabă și tubul meu zmerit vor fi în cerul Domnului. Pune cântarea. Nu putem răsplăti pentru tot harul Domnului, dar trupul nostru, sufletul nostru, au fost cumpărate cu sângele Domnului. Așa că sunt ale Domnului. Așa că trăim pentru Domnul, murim pentru Domnul, facem totul pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că a trăi pentru a răsplăti harul lui Dumnezeu este ceva evident, de la sine înțeles pentru noi. De aceea, în Evrei 9 cu 12, este scris că Isus a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însul sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Ne-a iertat veșnic păcatele noastre și, crezând în această lucrare, înțelegând harul său, Sufletul primește mântuirea. După cum spune cu 2:1, când erați morți în greșelile și păcatele voastre, El v-a adus la viață. Adam, când nu a ascultat și a pierdut Sufletul, de așa? În ziua în care vei mânca din pom, vei muri negrășit, Cuvântul lui Dumnezeu a spus să nu mănânci. Diavolul a spus, poți să mănânci. Atunci, trupul nu a murit. Adam, a ascultat mai mult de diavol decât de Dumnezeu. Așa că relația cu Dumnezeu a fost întreruptă. Și din acel moment, toți urmașii lui Adam se nasc păcătoși. Se nasc cu un duh mort, separați de Dumnezeu. Deci eram morți în greșelile și păcatele noastre. Dar Dumnezeu ne-a dat viața. Ne-a născut din nou. Și în Ioan 10 cu 28 spune, Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Viața veșnică se referă la faptul că nu va exista pierzare veșnică. Unii spun că dacă cel mântuit păcătuiește, s-ar putea să meargă în iad. Spune asta pentru că nu știu bine. Se pare că cei care nu au primit mântuirea încă sunt cei care spun așa. Cei care au primit mântuirea sunt copii ai lui Dumnezeu. Au primit viața veșnică, de aceea nu mai există pierzare pentru ei. Dacă vor trăi în păcat, atunci Dumnezeu îi va disciplina și vor avea parte de pedeapsă aici pe pământ. Ba chiar dacă trăiește în păcate, continuă să trăiască în păcat, chiar să se ajungă la fi chemat acasă, dacă face ceva grav. În 1 Corinteni 5,5 spune, un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui Dumnezeu să fie mântuit în ziua Domnului Isus. În Ioan 10 cu 28 spune, eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Diavolul, deci, poate el să ne fure, să ne răpească din mâna Domnului nostru Isus și din mâna lui Dumnezeu Tatăl? Suntem în mâna lui Isus? în mâna lui Dumnezeu Tatăl, așa că protecția este dublă, triplă. Așa că Dumnezeu nu va permite diavolului să ne răpească de la el. Gândiți-vă la această siguranță. Avem această siguranță a mântuire până când vom merge în raiul veșnic. Deci singura problemă este dacă persoana a primit cu adevărat mântuirea, dar dacă a primit cu adevărat mântuirea, atunci sufletul nu va fi niciodată pierdut, ci va fi întotdeauna în mâna Tatălui nostru Ceresc. Și de aceea, în Coloseni 3 cu 3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O comoară atât de prețioasă este ascunsă, nu-i așa? În același mod în care Dumnezeu ne-a ascuns pe noi, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Atât de mare este harul pe care l-am primit. În, Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4, spune Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și netinată și care nu se poate veșteji, păstrată în cer pentru voi. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Ne-am născut din nou ca și copiii ai lui Dumnezeu iar acum trupul nostru trăiește încă în această lume. Dar nu aparținem lumii. În Ioan 15 spune, dacă ați fi din lume, lumea va iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume, pentru că eu v-am ales din lumea aceasta, de aceea vă urește lumea. Dumnezeu ne-a născut din nou ca să mergem în cer pentru a avea o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Toate lucrurile lumii sunt stricate, întinate, trecătoare. Dar mi a dat o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, care este veșnică și este rezervată în cer pentru noi. Împărăția cerurilor pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. În Ioan 14, Isus le-a spus ucenicilor săi: În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Așadar, pentru noi, în cer, Dumnezeu a pregătit deja frumoasele noastre locuințe. Imaginați-vă! Nici cea mai frumoasă casă din lumea aceasta nu se poate compara vreodată cu casa din cer. Casele din lumea aceasta și casele din cer nu se pot compara. Așa că toată moștenirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, îngerii, bineînțeles că vor fi și ei acolo, în cer, însă Isus nu a murit pentru îngeri. Dacă îngerii păcătuiesc, atunci acesta este sfârșitul pentru ei. Și așa s-a întâmplat cu diavolul. Îngerii vor fi în cer, dar ei nu sunt copiii lui Dumnezeu, nu sunt mireasa lui Hristos. Copilul lui Dumnezeu înseamnă că este moștenitor al lui Dumnezeu. Moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Așa a spus. De asemenea, suntem mireasa lui Hristos. Ceea ce înseamnă că vom primi aceeași glorie pe care o are Hristos. Așa că locul nostru, poziția noastră, privilegiile noastre sunt atât de mari. Lucrul pe care mulți nu pot înțelege. De aceea trebuie să învățăm pentru ca bucuria și veselia noastră să fie din belșug. Și cunoscând asta, vom avea o inimă plină de recunoștință, care să se gândească, cum voi răsplăti Domnului pentru acest mare har, pentru toate aceste binefaceri. Și astfel cei mântuiți prin harul pe care l-au primit, Trebuie să răsplătească. Și atunci, cum? Cum putem răsplăti? Metodele, ele apar în Biblie, le învățăm mereu, iar această viață de a răsplăti pentru harul lui Dumnezeu devine slavă lui Dumnezeu. Mulți oameni cred că dacă depun mult efort, ar putea ajunge în Rai. Așa că dacă mă străduiesc suficient, atunci voi ajunge în cer. Așa gândesc mulți oameni. Dar indiferent cât de mult efort de pui, indiferent cât de mult te străduiești, tot ceea ce faci nu va fi spre slava lui Dumnezeu dacă nu ești mântuit. Mântuirea noastră este deja 100%, 1000% completă în totalitate de către Iisus Hristos și nimeni nu-i mai poate adăuga nimic doar prin bucuria și veselia mântuire pe care am primit-o, ne trăim restul vieții. Iar aceasta este gloria lui Dumnezeu. Așadar, atât de mulți oameni care nu au primit mântuirea, se străduiesc să-L caut pe Dumnezeu. Dar asta nu poate fi niciodată gloria lui Dumnezeu. De asemenea, cei mântuiți, au inimă dorința de a răsplăti pentru Harul Lui Dumnezeu și asta este ceva evident de la sine înțeles cumva ar trebui să ne gândim mai mult ca să vedem dacă simțim cumva nevoia de a răsplăti pentru Harul Lui Dumnezeu chiar dacă aș muri de o de ori nu am putea plăti niciodată tot Harul este pur și simplu imposibil. Iar ceea ce am putea face ar fi foarte puțin. Chiar dacă ne-am dat întreaga viață, ar fi foarte puțin în comparație cu harul pe care l-am primit. Așa că a ne străduit să răsplătim măcar puțin din acest har. Pe care l-am primit, este ceva de, la, de sine înțeles pentru noi. Ceva evident. Timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt și avem un drum lung de parcurs, suntem foarte slabi. De fapt, ca să răsplătim pentru harul pe care ne l-a dat Domnul, trebuie să facem un efort. Asta așteaptă Domnul de la noi, și asta cere de la noi. În Matei, capitolul 6, versetul 9, Iisus a spus așa. Iisus i-a învățat pe ucenici cum să se roage, pentru că ucenicii i-au cerut lui Iisus Învață-ne să ne rugăm. Și în Matei 6 apare rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, ființească-se numele tău. Așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl meu, Tatăl nostru. Știm asta, nu-i așa? Când am primit mântuirea, eu am primit mântuirea, dar după ce am primit mântuirea, suntem noi. Cei mântuiți, suntem în grupul celor mântuiți. Nu mai sunt singuri, suntem mai mulți. De aceea Nefeste 2 cu 19 spune: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Cei mântuiți care vor trăi împreună în cer și în această lume trebuie să trăim împreună. De aceea spunem Tatăl nostru: Suntem frați și surori. Am primit aceeași iubire aceeași viață, aceeași speranță, avem același scop în viață. De aceea putem spune Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească să numele tău. Ce înseamnă asta? Sfințească să numele tău. Omul care a fost creat după chipul lui Dumnezeu a păcătuit. Și atunci numele lui Dumnezeu a fost necinstit, profanat. Omul, după chipul lui Dumnezeu, a trăit după voia diavolului și astfel s-a pierdut. Astfel, numele lui Dumnezeu a ajuns să fie necinstit, disprețuit. Poporul Israel, poporul ales, nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a fost împrășteat în, în toată lumea, Astfel că pământul care fusese dat odată poporului Israel a devenit pustiu. Apoi neamurile ce au spus în Ezechiel 36? Pune așa, după ce au luat pământul, au spus, oh, acum pământul care fusese dat odată poporului Israel este al nostru. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu? Te pare că Dumnezeu a murit? Când îi merge rău poporului Israel, numele lui Dumnezeu este profanat. Și astfel, poporul Israel a fost împrăștiat și blestemat oriunde a ajuns și astfel numele lui Dumnezeu a fost profanat. Așa că a recupera poporul Israel înseamnă a recupera numele profanat al lui Dumnezeu a sfințit numele lui Dumnezeu. Poporul lui Israel a fost distrus din cauza păcatului lor, dar Dumnezeu nu a murit. Pentru a arăta asta, Dumnezeu recuperează poporul lui Israel. Așa este scris. La fel și omul prin păcatul său este pierdut, este sub puterea diavolului, atunci numele lui Dumnezeu a fost profanat. Iar acum suntem mântuiți. Dumnezeu ne-a mântuit pentru slava lui Dumnezeu. La început, de asemenea, Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava lui Dumnezeu, că, dar toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa că acum ceea ce trebuie să facem este să recăpătăm slava lui Dumnezeu, să recuperăm slava lui Dumnezeu. De aceea spune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău! Cei care spun lui Dumnezeu Tată trebuie să sfințească numele Tatălui. Dar dacă copilul se comportă rău, atunci numele tatălui său este disprețuit, nu așa? O persoană, să zicem că este în închisoare, atunci ceilalți îl văd și spun, știi cine este el? Știți cine este tatălui? Nu cumva este ministrul putare? Nu este cumva fiul fostului președinte? Sau președintului actual? Ar putea fi? Deci, numele tatălui va fi disprețuit? În același mod, fiul trebuie să se poarte bine pentru ca numele tatălui său să fie glorificat. Dacă fiul său se comportă bine, atunci ceilalți îl vor vedea, vor spune, cine este tatăl său? L-a educat foarte bine. Tatăl său cred că este foarte fericit cu el. Așa vor crede ceilalți. În roman este scris așa, din cauza poporului Israel, numele lui Dumnezeu a fost blasfemiat. Acum, noi cei mântuiți, Trebuie să facem totul pentru a glorifica numele Lui Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu. Așa că doar spunând, sfințească să numele Tău. Așa se sfințește numele Lui Dumnezeu? Nu. Trebuie să trăim corect, cum este demn de copiii Lui Dumnezeu. În lume, ascultând de cuvântul Lui Dumnezeu, trăind corect, și astfel putem sfinți numele Lui Dumnezeu. Și de aceea cei mântuiți trebuie să sfințească numele lui Dumnezeu. Sfințească să numele tău. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a sfinți numele lui Dumnezeu. Deci, cum îl cheamă pe tatăl tău? În coreană nu spunem simplu Ionel. Nu-i spunem așa. Îi spunem Ioan. Ceea ce înseamnă că îl tratăm ca pe ceva foarte, foarte serios cu mult respect. Iar dacă îl tratezi așa, dar nu faci nimic pentru a-ți glorifica Tatăl, este oarecum ironic. Ați cinstit Tatăl. Iar dacă îl tratezi așa, dar nu faci nimic pentru a-ți cinsti Tatăl, este oarecum ironic. În vremurile străvechi, poporul Israel scria de mână toate cuvintele lui Dumnezeu și dacă trecea prea mult timp, atunci pergamentul se strica și trebuia să copieze din nou și de fiecare dată când era nevoie să scrie numele lui Dumnezeu, cei care scriau se spălau și se curățau din nou și astfel erau foarte respectuoși când scriau numele lui Dumnezeu. Atât de temători. Cu multă reverență. Deci noi, ca să sfințim numele lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce spunem, cu ceea ce facem. Și așa cum Dumnezeu, Tatăl nostru, este sfânt, trebuie să fim și noi Sfinți. Căci așa spune, eu sunt sfânt, fiți și voi, deci Sfinți. Deci, când arătăm divinitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi glorificat. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, dacă spunem orice și facem orice, numai după cum ne place nouă, atunci ce vor spune oamenii? A, ce mântuire este aceasta? Dacă le spunem, trebuie să primești mântuirea, atunci ei vor spune, a, ah, ce minciună! ce fățarnic, crede tu. Noi, ca și mântuiți, trebuie să trăim o viață despărțită de păcate. Trebuie să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și numai așa oamenii care ne văd vor simți că suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, autentici și nu fățarnici. Și de aceea se spune, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Oamenii văzând faptele noastre bune pot simți asta. Isus este lumina, Dumnezeu este lumina și cei mântuiți, noi suntem lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, a spus Isus. cel ce mormează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Trebuie să arătăm această lumină, trebuie să reflectăm lumina, lumina Domnului și atunci îl putem glorifica pe Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Nu vom spune doar că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, nu doar atât, și vor crede și astfel vor primi mântuirea, ceea ce este glorie pentru Dumnezeu. Deci trebuie să răsplătim, trebuie să trăim răsplătind Harul lui Dumnezeu. Acesta este scopul vieții noastre. În Psalmul 116, versetul 12, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Noi nu trebuie să uităm niciodată harul pe care Domnul ni l-a dat. Nici măcar o dată. Nici măcar o clipă. Cum voi răsplăti Domnului? Trebuie să ne gândim mereu la acest lucru. Și dacă cei mântuiți uită și dacă nu au o dorință de a răsplăti pentru harul lui Dumnezeu, atunci cum rămâne? Ar fi păcatul fundamental. Din acest păcat rezultă tot felul de păcate căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți cei care sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu sunt păcătoși. Iar dacă o persoană mântuită nu dorește să răsplătească pentru harul lui Dumnezeu, atunci nu vrea să asculte, nu vrea să trăiască pentru Domnul. Deci, aceasta este păcatul fundamental pe care îl poate comite o persoană mântuită. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Așa cum spune, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani. Astfel, rădăcina, dacă nu ai dorința de a răsplăti pentru Harul lui Dumnezeu, atunci din această rădăcină vin tot felul de neascultări, de păcate. Să ne uităm la un exemplu. Să spunem că în nevoia mea, o persoană m-a ajutat și acea persoană mi-a dat acest har. Iar dacă nu vreau să răsplătesc pentru harul care mi-a fost dat, chiar dacă nu este în întregime, dacă nu am nicio dorință de a răsplăti binefacerea, atunci aș fi foarte nerecunoscător. Este foarte greșit. Evident, trebuie să fim recunoscători. Chiar dacă este doar puțin, trebuie să vrei să răsplătești pentru acest har. Să ne uităm în Biblie, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4 Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenerile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aici spune văduvă, pe vremea aceea, văduvele, femeile rămase fără bărbat, care treau singure, nu cele tinere, dacă nu le ajuta nimeni, atunci biserica trebuia să le ajute. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, așa spune, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor. Deci, văduva, când spune văduva, nu se referă doar la femei. Erau bătrâni în acea vreme care trăiau singuri, fără sprijin. Iar dacă aveau copii sau nepoți, copiii sau nepoții lor trebuiau să fie evlavioși față de familia lor, în primul rând. În țara noastră, este obiceiul de a sluji părinților și bunicilor. Așadar, pentru părinții care sunt încă în viață, este un lucru foarte natural să le facă bine părinților, să fie milostivi cu ei, ca să-și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. A, ah, atunci, acesta este lucru bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru atât de prețios. Jerfa plăcută lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o gerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dintre toate lucrurile pe care le putem face, să fim evlavioși cu părinții noștri, să ne răsplătim părinții noștri, să-i sprijinim, este de asemenea foarte bun și plăcut înainte lui Dumnezeu. Prin urmare, între cele 10 porunci, există patru porunci care au de-a face cu relația cu Dumnezeu, iar celelalte despre relația dintre oameni. Dintre cele șase porunci despre relațiile dintre oameni, prima este cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Unii oameni cred, de asemenea, că această poruncă are legătură cu relația cu Dumnezeu, deoarece cinstirea părinților este ca și cum le a cinsti pe Dumnezeu. Conform Vechiului Testament, dezonorarea, necinstirea părinților este un păcat foarte grav. Dacă un fiu nu asculta și dacă doar se îmbăta, atunci tatăl aducea la cunoștința poporului, fiul meu este așa, a făcut așa și așa, nu ascultă, întreg poporul trebuia să-l lapideze pe fiu. Ce frică! Apoi spune, pe ochiul care își bate joc de tatăl său și îi ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca pui de vulturi. Proverbe 30 cu 17. Ce înseamnă asta? Că pur și simplu nu merită să trăiască. Așadar, a nu-ți asculta părinții și a nu-ți onora părinții este un păcat foarte grav. Cinstește tatăl și mama. Următoarea poruncă, să nu ucizi, apoi să nu comiți adulter, în ordinea gravității. Așa merge. Să nu furi, păcatul mai grav decât furtul este adulterul, iar păcatul mai grav decât adulterul este crima, iar păcatul mai grav decât crima este nerespectarea părinților. Așadar, dintre cele șase porunci, cinci dintre ele, Dumnezeu spune, să nu faci. Deci, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta este singura poruncă în care spune, fă asta. În cu 6,2 spune, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgădință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ceea ce înseamnă că există o binecuvântare foarte specială promisă de Dumnezeu pentru această poruncă. Totuși, în zilele noastre, a fi evlavioși cu părinții, pentru a-i răsplăti pe părinți, oamenii gândesc că este copilul mamei, băiatul mamei face asta. Este o gândire incorrectă. Într-adevăr, serviciile sociale, guvernul, dă pensie celor în vârstă. Și atunci, cineva va spune, pentru ce să-i mai ajut eu? Așa gândesc oamenii, suferind atât de mult, străduindu-se atât de mult. Părinții și-au educat copiii, iar copiii, după ce cresc, își abandonează părinții. Nu trebuie să avem o astfel de inimă. Știm asta. Trebuie să fim recunoscători doar pentru faptul că părinții sunt încă în viață. Eu personal nu am reușit să fac atât de mult. Nu am reușit să-mi răsplătesc părinții la fel de mult. Din momentul în care am primit mântuirea, am studiat teologia timp de patru ani, Evident că am câștigat bani pentru universitate, și după ce am absolvit universitatea, am predicat peste tot, doar cu Biblia în mână. Așa că nu am avut timp suficient să-mi răsplătesc părinții. Evident le-am predicat Evanghelia și au fost mântuiți și i-am botezat, iar acum sunt cu Domnul. Cu toate acestea, vecinii nici măcar nu știau dacă părinții mei au vreun fiu. Pentru că eu ieșeam dimineața de vreme și mă întorceam acasă târziu, seara, predicând Evanghelia. Nici nu aveam prea mult timp, așa că eram prea ocupat predicând Evanghelia. De aceea, părinții mei nu mi-au reproșat niciodată nimic. Și, datorită acestui lucru, cred că am reușit să fac acest lucru. Dar, cu siguranță, uneori mă gândesc așa. Cât de bine ar fi dacă părinții mei ar mai fi în viață? Oricum, dacă un copil își cinstește părinții, Dumnezeu îi face bine. Mie personal mi se pare că dacă copiii. Își cinstesc bine părinții, cei onorează, mi se pare foarte prețios, foarte valoros. Vor primi cu siguranță binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim astfel. Dumnezeu, Tatăl nostru, este Creatorul, ne-a dat Duhul, iar harul său este foarte mare, incomparabil. Trebuie să ne cinstim părinții, dar nu mai mult decât pe Dumnezeul nostru. Unii pleacă ca misionari în alte țări pentru a predica Evanghelia, pentru lucrarea Domnului. Este ca pe vremea războiului, atunci când țara cere soldați. Dar cel care a fost chemat spune, oh, dar am soție, părinții mei, copiii mei. Așa că el găsește scuze, dar destinul națiunii de a lupta pentru libertate este mai de preț, este mai presus, așa că pleacă la război și poate că moare. Pentru evrei, dacă fiul lor moare în război, este un lucru eroic, așa considerăm. Deci dacă nu ne putem ajuta părinții, pentru că suntem undeva în misiune departe, făcând lucrarea Domnului, atunci Domnul nu ne va învinovăți. Dar dacă este posibil, trebuie să ne onorăm părinții, trebuie să îi recompensăm, trebuie să îi cinstim bine. La fel trebuie să-l glorificăm pe Dumnezeu. Dacă cineva nu-și onorează părinții, atunci ce spunem noi? Este ca o fiară, așa spunem noi, pentru că animalele se îndepărtează de părinților. În documentare vedem mereu. Părinții își cresc pui, un tip de pește, când iese din ou se îndepărtează, peștele, când iese din icre, se îndepărtează, peștele spinos își depune icrele și ca să le protejeze cu orice preț, le protejează, se luptă cu alți pești și ca să poată face asta, nu mănâncă, stă mereu acolo, păzește. În cazul caracatiței, femela pleacă după ce depune icrele, iar masculul rămâne acolo protejând icrele, iar când puii ies, masculul moare pentru că nu a mâncat nimic, iar când puii ies, nici măcar nu-și dau seama și mănâncă carnea tatălui lor mort. Așa că nu simt de recunoștință, nu știu cum să-și răsplătească părinții. Dar omul este diferit de animal. Omul trebuie să-și răsplătească părinții. Aceasta este legea pe care a stabilit-o Dumnezeu. Iar cei care își onorează părinții, cu siguranță îl vor onora bine și pe Dumnezeu. Așadar, dacă nu ai dorința de a răsplăti harul lui Dumnezeu, nici nu te poți supune. Dar dacă inima este plină de dorința de a răsplăti pentru harul lui, pentru harul lui Dumnezeu, atunci acea persoană ar putea face totul pentru Domnul. A răsplăti harul este normal, nu e nimic special. Să ne mai uităm la un verset, 2 cronici, 2 Cronici, capitolul 32. 2 Cronici, capitolul 32. 2 Cronici, capitolul 32, versetul 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Aici vorbește despre Ezechia, regele lui Iuda. Inima lui s-a îngânfat, și n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o. 700 de ani înainte de Hristos, acest om, Ezechia, a primit un har cu totul special de la Dumnezeu. În alte capitole ale aceleiași cărți, Cunisaia, de asemenea, se vorbește detaliat despre regele Ezechia. Odată, regele Asiriei, a venit să cucerească orașul Ierusalim, așa că 185 de mii de soldați au asediat orașul. În orașul Ierusalim nu era nimic de mâncare, nu mai existau alimente, orașul era sub asediu, așa că au fost pe punctul de a-și mânca proprii copii pentru că nu aveau mâncare. Atunci împăratul Asiriei a trimis o solie care a hulit zicând Domnul căruia ai slujiți, credeți că vă va izbăvi? Cine vă va putea salva din mâna regelui? Cu alte cuvinte, trebuie să vă predați. Altfel, vă vom ucide pe toți. Domnul căruia ai slujit, să nu credeți că Domnul vă va salva. Cine poate îndrăzni să se ridice împotriva regelui Astiriei? Atunci Ezechia a dus scrisoarea aceea la templul lui Dumnezeu și a spus lui Dumnezeu, Doamne, uită-te la această scrisoare pe care a trimis-o regele Asiriei. Și la scurt timp după aceea a venit profetul Isaia și a spus, nu-ți face griji, Domnul va face totul, Dumnezeu va ucide armata Asiriei. Și în aceeași noapte a fost trimis un înger și toți soldații, 185.000 de soldați din Astiria, au murit. De ce vrei? N-au făcut nimic. Îngeri trimiși au făcut totul. Acest lucru apare în Isaia 37. Apoi, regele Astiriei s-a retras și a fost ucis mai târziu de fiul său. Deci, Dumnezeu l-a protejat pe regele Ezechia, nu-i așa? Apoi Ezechia s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă. În acel moment, Ezechia zăcea cu fața la perete, se ruga strigând către Domnul, Te rog, adu-ți aminte de mine, am trăit pentru tine, acum mai de gând să mă lași să mor așa. El s-a rugat plângând, Apoi Dumnezeu i-a auzit rugăciunea și l-a trimis pe profetul Isaia care i-a spus Dumnezeu a auzit rugăciunea ta așa că îți va prelungi viața cu 15 ani. Și astfel, regele Ezechia a primit un har atât de mare de la Dumnezeu. Dar apoi, inima lui a fost îngânfată și nu a răsplătit harul lui Dumnezeu. Și din acest motiv, mânia a căzut asupra regelui Ezechia, mânia lui Dumnezeu. A căzut împotriva lui Iuda și a Ierusalimului. Deci, a uita harul lui Dumnezeu este mândrie. Deci, doar atunci când primești harul lui Dumnezeu, te simți bucuros și apoi imediat după aceea, uite, cum am putea îndrăzni așa ceva? Deci mânia lui Dumnezeu va cădea asupra lui. Dar versetul 36, 26 spune, atunci Ezechia s-a zmerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia al Domnului. Atunci Ezechia s-a zmerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. El s-a pocăit și s-a zmerit, la fel și locuitorii Ierusalimului. Nici ei nu au răsplătit, dar apoi s-au zmerit înainte lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu i-a iertat din nou. De fiecare dată când facem ceva greșit, Dumnezeu ne iartă dacă ne pocăim cu adevărat, dacă ne zmerim înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ne pocăim, atunci vine mânia lui Dumnezeu. Trebuie să știm acest lucru. După ce primim mântuirea, există multă bucurie și lăudăm, dar la scurt timp uităm. Și știm că trebuie să ne supunem, nu așa? Dar cum se poate trăi întotdeauna după cuvântul Domnului? Uită ce viață am eu, uită ce situația am eu. Așa că își găsește o mulțime de scuze. Atunci, există vreo circunstanță care te obligă să nu asculți de Dumnezeu? Chiar dacă suntem atât de afectați în viață, suferim, dacă murim pentru Domnul, murim, aceasta va fi o glorie mai mare pentru Domnul. Aceasta va fi o glorie mai mare pentru noi. Așadar, a trăi pentru a răsplăti harul Dumnezeu este un lucru foarte natural pentru noi, de la sine de la înțeles. De aceea, viața noastră trebuie să fie așa, până în acel moment când ne vom întâlni cu Domnul în cerul veșnic, trebuie să plătim pentru harul lui Dumnezeu. Așa că în inima Celui Mântuit trebuie să existe întotdeauna recunoștință. Inima trebuie să fie plină de mulțumire pentru harul lui Dumnezeu. De aceea, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 la 18, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă încetat. În mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Așa a spus, este voia lui Dumnezeu pentru noi să fim mereu bucuroși. Cum putem fi mereu bucuroși? În sărăcie suntem bucuroși, Apostolii, când erau în închisoare și predicau Evanghelia, cântau laude. mi așa? Când erau pe punctul de a fi decapitat, Pavel spunea, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii. Sunt gata să fiu turnat. Așa s-a bucurat atunci cei salvați, în orice situație, în orice circunstanțe, pot fi bucuroși, nu-i așa? În Filipeni, capitolul 4, este scris așa. Apostolul Pavel, când a fost întemnițat la Roma, a trimis această epistolă filipenilor spunând, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Era pe cale să moară, nu-i așa? În închisoare, dar el a spus, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Apostolul Pavel chiar dacă era în dificultăți, chiar dacă era aproape de moarte, s-a bucurat mereu. De asemenea, trebuie să ne rugăm, să ne rugăm fără încetare. Nu înseamnă că trebuie să spunem mereu, Doamne, 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 nu asta înseamnă. Iar în Proverbe 3 cu 6 spune, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netăzi cărările. Ce înseamnă asta? Trebuie să ne rugăm pentru orice vine în viața noastră și în fiecare moment, în fiecare împrejurare. Trebuie să ne gândim la voia lui Dumnezeu. Trebuie să îi spunem, trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu. După rugăciune spui Amin? A, Facă-se voia ta. Călăuzește-mă, crotește-mă și apoi uiți. Și trăiești cum vrei tu. Ce s-a întâmplat? Asta nu înseamnă să te rogi. De exemplu, avioanele care vin din Statele Unite în Corea sunt mereu în comunicare cu turnul de control. Comunicarea nu este întreruptă. Iar dacă este întreruptă, înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte grav. Posibil că avionul s-a fi căzut la sol, s-a fi prăbușit în mare, ceva grav s-a întâmplat. Deci trebuie să fie în permanentă comunicare cu privire la altitudinea la care este, pe unde este. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu motoarele? Trebuie să raporteze mereu. Permanent. Trebuie să ne rugăm Domnului tot timpul, în același fel. Începând cu lucrurile mărunte. Ne rugăm doar pentru lucrurile mari? Nu. Ne rugăm și pentru lucrurile mărunte? Întotdeauna trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu. Să-l întrebăm pe Dumnezeu. Rugați-vă încetat! fiți mereu bucuroși și mulțumiți în toate lucrurile. Aceasta trebuie să fie viața noastră a celor mântuiți. Cu această inimă recunoscătoare, cu rugăciunea în inimă, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Și apoi putem trăi o viață normală, o viață creștină normală. Când vom începe viața normală a unui creștin mântuit? În biserică ascultăm cu atenție, ne rugăm, lăudăm, dar afară cum rămâne? Vrei să trăiești conform voinței tale? Cred că nu toți suntem așa. Dar dacă cineva trăiește în acest fel, atunci trebuie să se pochească. Viața noastră creștină trebuie să avanseze. Trebuie să avansăm în credința noastră. În Habacuc este scris un cuvânt foarte cunoscut. Prorocul se ruga astfel, căci chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măzlinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul, Dumnezeu este tăria mea, el îmi face picioarele cale ca cerbilor. Chiar dacă nu avem nimic, ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cu noi, nu-i așa? Fie că mor, fie că trăiesc, facă-se după voia ta, Doamne. Domnul va avea grijă de toate. Deci trebuie să avem această dorință de a trăi după voia lui Dumnezeu și de a-i mulțumi lui Dumnezeu să ne întoarcem în psalmul 116, de la versetul 12 la 14. Psalmul 116, de la 12 la 14. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Voi lua paharul mântuirii și voi invoca, voi chema numele Domnului. Te referă la laudă, la mulțumire, recunoștință. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Înaintea întregului său popor îmi voi plăti jurămintele. Acum, atunci, unde putem răsplăti pentru Harul lui Dumnezeu? În mijlocul poporului său. După ce am primit mântuirea, nu mai trăim singur, nu-i așa? În fața întregului său popor se referă în fața bisericii. În biserică ne mărturisim credința, ne dăm mărturile noastre și facem și jurăminte, jurințe. Așa voi trăi pentru Domnul. spune, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului. Ce juruințe? Deci, în acest fel, voi răsplăti pentru Harul lui Dumnezeu. Asta vrea să spună. Un om pe nume Zinzendorf, din Germania, ați auzit de el, era conte, avea mulți bani, dar nu trăia pentru Domnul. A vizitat o galerie de pictură a ajuns în fața unui tablou care înfățișa răstignirea lui Isus, iar de era scrisă o frază, Am făcut totul pentru tine, tu ce faci pentru mine? Ce faci tu pentru mine? Zinzendorf a căzut în fața acestui tablou și a plâns mult. Și se spune că în fața acestui tablou a făcut o promisiune, o jurință Domnului. Punând, de acum înainte voi trăi pentru Domnul, pentru Evanghelie. Acesta este motivul pentru care l-a întâlnit mai târziu pe John Wesley din Anglia. Zinzendorf în secolul al XVIII-lea, când a fost o mare lucrare evanghelică, puritanii, cei mântuiți, Zinzendorf a rămas cu ei și și-a dat toată averea, toți banii pentru misiune. Deci și noi, chiar dacă nu suntem ca Zinzendorf, măcar odată trebuie să îngenunchem în fața Domnului și să ne gândim la asta. Cum voi răsplăti Domnului? Ce pot face pentru tine, Doamne? Dacă există ceva ce pot eu face, atunci arată-mi. Trebuie să găsim acel ceva și să facem o juruință, o promisiune în fața Domnului, spunând, Doamne, Așa voi trăi. În Biblie este scris așa: Să promiți și să răsplătești Domnului Dumnezeului tău. Domnul vrea ca noi să o facem în fața întregului său popor, în biserică. Și David, chemând numele lui Dumnezeu, în fața întregului său popor, a zis: Îmi voi împlini juroințele făcute Domnului. David a fost regele lui Israel. Și apoi a pregătit totul, a dat toată averea sa pentru pregătirea templului lui Dumnezeu. Apoi, în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 14, Căci cine sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce îți aducem. David a primit din mâna lui Dumnezeu și prin urmare i-a dat totul lui Dumnezeu. În biserică trăim și noi pentru Domnul, nu așa? Și noi facem mărturisiri, și noi facem mărturii și facem promisiuni și apoi îmi împlinesc promisiunile cu curaj, nu așa? Atunci ceilalți ne vor admira și ne vor urma exemplul. Oamenii mântuiți din Biserică, din Macedonia, au adus daruri pentru a susține Biserica din Ierusalim, dar ei au dat nu numai după puterea lor, ci și peste puterea lor. Și astfel au participat în lucrare. Și astfel au făcut promisiuni, zuruințe. De aceea, în Tesalonic, în Macedonia, Mulți frați în Domnul au văzut acest lucru și le-au urmat exemplul. Și astfel, inimile celor mântuiți au fost stimulate. Nu facem ceva pentru a ne lăuda, ci facem ca să dăm exemplu, un bun exemplu înaintea tuturor ca și alții să ne urmeze exemplul, ca și altora să le fie stimulată inima, să răsplătească pentru Harul Domnului, să participe la această lucrare. De aceea, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului, așa a zis. Sunt promisiuni pe care le putem face în fiecare an. Nu vorbim de multe ori despre darurile noastre de bunăvoie, nu-i așa? Azi dimineață, intrând în sala mare, am vrut să fac o donație, mi-am căutat plicul, dar toate plicurile sunt noi, nu așa? Nu am avut timp să-mi scriu numele și toate cele, așa că am rugat un diacon să o fac în locul meu. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să facem un jurământ în fața Domnului, o promisiune. Deci, în mod practic, trebuie să răsplătim harul Domnului. De asemenea, prin daruri de bunăvoie și de trili. Nu știu dacă este corect să spun asta, dar eu și soția mea suntem într-o continuă competiție când vine vorba de darurile de bunăvoie. În fiecare an ne întrebăm, cât putem da mai mult? Cum putem da mai mult? Așa vorbim între noi. Pentru misiunea mondială, suntem recunoscători, pentru că dacă îi dăm mai mult Domnului, El ne dă mai mult. Iar dacă facem jurăminte pentru a răsplăti Harul Domnului, atunci Domnul va fi și El cu noi, ne va ajuta să le îndeplinim. De aceea, în 2 Corinteni, capitolul 5, spune, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Cu alte cuvinte, pentru Domnul. Când spune, voi muri pentru Domnul, voi trăi pentru Domnul, fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt al Domnului. Viața mea, sufletul meu, trupul meu, toate aparțin Domnului fie că trăiesc, fie că mor, facă-se voia ta, Doamne. Așadar, nu trebuie să trăiești după voia ta, după plăcerile tale. Acum trebuie să trăim după voia celui care a murit și a înviat pentru noi. Adică pentru Domnul. În Roman 14 spune, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Să trăiești pentru tine însuți, să mănânci bine, să bei bine, dacă trăiești doar pentru asta, atunci viața ta va fi plină de suferințe și de cazuri. Este foarte grav. Ar putea fi un fel de blestem în fața Domnului să te îngrijești numai de tine însuți și să trăiești numai pentru tine însuți. Trebuie să trăim pentru Domnul și dacă murim pentru Domnul, aceasta este cea mai mare glorie pentru noi. Atunci Domnul vrea să ne răsplătească cu slava veșnică. În Apocalipsa 22 cu 12 este scris astfel, Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecare după faptele lui. Răsplata pentru fiecare persoană în funcție de munca sa, Domnul are răsplata în mâinile sale, așteptând să răsplătească pe fiecare. Noi am primit mântuirea gratuit, prin harul Domnului, dar după ce am primit mântuirea, cum vei trăi? Domnul ne va răsplăti în funcție de munca noastră. El se referă la răsplată, la răsplata Domnului și nu este doar aplaudând și nimic mai mult. Nu, nu este așa. Domnul, acolo în cer, îi va lăuda pe unii și îi va mustra pe alții. Vom avea multă tristețe în acel moment. Ah, într-adevăr, dacă aș fi dat mai mult Domnului, dacă m-ar fi străduit mai mult să evanghelizez, așa vom simți. Nu trebuie să lăsăm ca lucrurile care vor pieri să ne fure inima. Pentru că odată ajungi în cer, nu vom mai avea nicio șansă de a mai sluji Domnului pentru răsplată. Prin urmare, trebuie să lăudăm Harul Domnului, trebuie să fie dintr-o inimă plină de recunoștință și trebuie să trăim astfel pentru Domnul printre cei salvați, mântuiți, ne adunăm, ne împărtășim mărturile, spunem, ah, am trăit așa, de acum înainte vreau să trăiesc așa. Facem o promisiune, trebuie să o îndeplinim, trebuie să o respectăm. Așa că facem o promisiune pentru jerfă, pentru donații, pentru zecioală. În Maleahi este scris că dacă dăm zecioală, Dumnezeu ne va binecuvânta. Aceasta nu înseamnă că doar 10% este al lui Dumnezeu și astfel recunoaștem în acest fel că totul vine de la Dumnezeu. De asemenea, donațiile pentru misiunea externă mondială sunt foarte recunoscători Domnului pentru că Evanghelia este predicată în peste 80 de țări, în aproximativ 964 de biserici. Avem o mulțime de biserici și numărul lor este în continuă creștere. Și acolo este nevoie de mulți bani pentru misiune. Atât de mulți frați și surori susțin în mod activ, cu gândul, chiar dacă nu pot merge ca misionar, cel puțin îi voi sprijini pe misionar. Acest lucru este adevărat, deci acum nu știm cine desfășoară această lucrare, dar în fața Domnului vom ști. Așa că trebuie să facem juruințele, promisiunile și să-L răsplătim pe Domnul pentru Harul Său. De aceea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58 spune, De aceea, prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o voastră în Domnul nu este zadarnică. Tot ceea ce facem pentru Domnul în biserică nu este în zadar. Domnul ne va răsplăti cu cele veșnice. Să încheiem cu o rugăciune. Doamne, milostivul nostru Părinte, în acest timp, aproape de sfârșitul lumii, pe care l-ai stabilit, ne-ai mântuit cu sângele lui Isus și ne-ai dat și harul, nădejdea cerului veșnic, pentru aceasta îți mulțumim atât de mult, cum te vom răsplăti pentru toate binefacerile pe care ni le-ai dat? Ajută-ne ca să putem răsplăti harul tău și să putem face totul, să facem tot ceea ce este posibil pentru această mare lucrare. Te rugăm de asemenea, dă-ne mai multă înțelepciune și putere și ne dă o inimă curajoasă. Îngăduie mai multă binecuvântare fraților din miserică. astfel încât să nu ne lipsească nimic în această lucrare de predicare a Evangheliei. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.